să vă rog să punem spre aprobare procesul verbal la ședinței din 31.3.2019. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Mulțumesc. Aștept să vadă chestiunea. Da, las că îi spune-o. Ordinea de zi, cred că ați luat-o la urmă și când s-a ajuns să punem la vot, dacă sunteți pentru. De acord. Cine este pentru? Începe cu punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție extindere rețea de distribuție a apei potabile în comuna Podul Rusei și Cornet, de sub acolo, inițiator primar al Diana Narcisa. Eu aș vrea să spun câteva cuvinte. Este vorba despre extinderea de apă în satele Cornet și Rusăiești. În Cornet este vorba despre 423 de metri liniari, de acolo din unde s-a finalizat până la ultima casă. Iar în Rusăiești, de la Truiță spre dreapta, este vorba de 376 de metri liniari. Proiectul tehnic a fost întocmit, știți că cei de la CRAV în momentul ăsta nicio investiție nu se face fără proiect tehnic. Valoarea totală a investiției cu TVA, 196.449, din care construcții montaj, 144.147,04 lei cu TVA. În momentul ăsta au fost depuse toate documentațiile pentru obținerea avizelor. Mai avem de luat un singur aviz, cel de la mediu, în momentul de față. După care va fi scos la licitație întreaga lucrare. Întrebări? Supunem la vot atunci? Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării și implementării apelului numărul 2, educație inclusivă pentru copii și tineri în situații de risc, finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, proiect denumit Centru Social Multifuncțional CEM, inițiator primar al Diana Narcisa. Dacă vă uitați un pic aici la punctul 2, 3, 2 și 3, sunt legați unul de altul, de asta am să vorbesc pentru ambele, da? Este vorba despre un nou proiect prin FRDS, un proiect de reabilitare a școlii de la Cernu. De fapt, nu-i vorba de reabilitare, e vorba de reconstrucția școlii de la Cernu, de jos până sus, cu tot cu dotări, cu tot cu absolut tot ce trebuie într-o școală. Bineînțeles, se va spune că dacă, cât sunt copii puțini, cât de ce se duc bani acolo. Este vorba despre o sumă între 500.000 și 1.000.000 de euro, la care noi, ca și cofinanțare, aveam zero. Așa că dacă cofinanțarea este zero, eu chiar am dorit să fac acest lucru, pentru că știți foarte bine că am zis orice ban venit, este binevenit. Iar știți că după un timp orice lucrare făcută, nu, orice construcție sau orice lucrare făcută pe un proiect, la un anumit interval de timp, de rămâne nouă și putem să se dea o altă destinație, dacă Doamne ferești nu vor mai fi copii, dar la școala Cernu sunt copii. Și școala de la Cernu este una un pic mai, ca să spun așa, care chiar necesită a primi niște bani pentru a face această construcție. Încă o dată spun, din partea noastră va fi zero, deci nu vom avea niciun ban pentru cofinanțare. Prin FRDS, știți că domnul Dobrovăț a inițiat programul prin care s-a făcut drumul de la Ron. Da. Când s-a asfaltat tot prin FRDS, acum s-au redeschis proiectele. Aș fi luat ceva tot pe infrastructură, dar proiectele pe care le-au deschis FRDS au fost doar acestea pe construcții, deci n-a fost nimic pe infrastructură. Dacă sunteți de acord ca acest proiect să meargă mai departe... În cât timp se derulează cu programul ăsta? Până în 2020. Până atunci se termină. Da.
Aveți în vedere să faceți în locul localului ăla vechi de școală sau alăturea? În spatele, în spatele localului vechi, cel vechi va fi demolat. Ca să avem, ca să avem intrare la de joc. Da. În stânga, în dreapta, n-aveam unde să ne încadrăm, că era școala, școala veche, dincolo e... Adică și o clădire destul de măreață, adică nu e chiar mic de ca să spui că te încadrezi, faci pentru ele sau... Va fi parter plus etaj, undeva la 700 de metri pătrați. Da, tocmai de asta am și zis, la Cernuș, unde sunt într-adevăr cei mai mulți copii. Că acum cam cei mai mulți sunt acolo, la Cernuș. Să mai fac, da, sperăm. Domnul Iulian, el a pus probleme. Mai sunt întrebări? Dacă nu, spunem la vot. Eu cred că ar trebui luat în evidență și corpul de la Provozești, care ați văzut. Asta e o altă, asta e o altă discuție, corpul de la Provozești. Da, da. Vrem să-l facem altceva, o să vă spunem despre ce este vorba. Și... Dacă nu mai avem o altă gândire asupra corpului de la Provozești, pentru că la Provozești chiar nu mai sunt copii. Deci ce mai este nu la grădiniță, da. Da. Deci supunem la vot și, punctul 2 și 3. Un pic, o întrebare. Spuneți. Deci, și cât nu estimați finalizarea? 2022. 2022, da? Ne sperăm undeva mai repede. Până atunci, ce fere de seu, deci ăla e termenul maxim care trebuie să construcție plus activități, activități sociale, să fie acolo. Deci putem spune la urmă, mai sunt întrebări? Proiectul poate fi depus până pe 4 aprilie 2019. Deci ăsta e termenul final, termenul nu poate fi depus. Ce depune peste? Mai am considerat. Deci supunem la vot punctele 2 și 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre. 4. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 13, cred că din 10-7-2000, privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Poduri, atestat prin hotărâre Guvern 1347/2001, publicată în Monitorul Oficial 305/2002, cu modificările și completările ulterioare, inițiator primar al Gurgiană. Este vorba de completarea domeniului public cu 4 segmente de drumuri din localitate. Eu aș da citire celor patru segmente de drumuri. Drum sătesc pe un găzărie de la DN2G până la Ciobanul de Ion. Poduri de la Ciumete Vasile până la Mocanul Divina. E vorba de drumul de la unde s-a terminat în Propozești asfaltarea către biserică, în jos spre Pârâu, care face legătura în partea cealaltă cu drumul de la Rusăiești. Așa, de la Ichim Stelian. Deci la intrarea la biserică? Nu în dreapta la biserică, spre Pârâu. Care dă la Pârâu, dar și care face legătura partea asta la altă. Care face la Ichimești. Da. Așa, ar mai care îți duce spre Ichimești ca să-l... Să-l unim cu... Ca să-l unească cu ăla de la tine. Cu Rusăiești. Nu, greșește. Nu, e drumul care duce de la mine către da, exact. Cristișova, la Tiberică. Da. Care este la Cristina... Da, păi nu știi dar dintre el foarte bine. Nu-i la Chimești, dar nu-i la Chimești. Da. E la Mogâlă. La Mogâlă, pe la Liviu Popa. Care dă până în Părăiaș. Care dă până în Părăiaș. Și dacă urcăm încolo în Părăiaș, duce spre Rusești. Așa. Și alt drum de la Chim Steliana până la Biserica Sfânta Arhanghel Mihail și Gavril care urcă. Da? Și ar mai fi drum Bucșești de la DJ Sândula Chiluminița până la Biserica Penticostală. Sus bucățica aceea de drum. Deci am vrut să completăm acest domeniu public. Se are în vedere o nouă redeschidere pe AFIR undeva, se estimează în iulie-august. Finanțarea, dacă se va redeschide, din ce am auzit noi se va redeschide, va fi undeva 1 milion de euro și noi vrem să finanțăm prin AFIR 3,6 modernizarea, de fapt asfaltarea 3,6 km de drumuri comunale. Deci unul va fi și ei au un punctaj acolo, trebuie să avem minim 4 biserici pe aceste drumuri, trebuie să avem un drum care face legătura cu drumul național, de asta am și spus acel drum de la Găzărie, care vine spre spatele, sunt niște punctaj. Noi undeva trebuie să ajungem la minim 50 de puncte. Din ce am calculat noi, maxim 90 de puncte, ajungem undeva la 51,2 puncte dacă se va redeschide. De asta, noi venim în întâmpinarea acestei finanțări, să avem până în momentul acela măcar cadastrarea realizată pentru
pentru aceste drumuri. Cred că e clar, sunt întrebări. Da, o întrebare, da. La final de ședințe, prin 2018, am pus o întrebare legat de drumul de la Părintele Moraru către Școala 20 și a zis că, începând anul 2019, se va continua amenajarea care a rămas... Bucățica aia de 100 de metri, da. Dar deocamdată bugetul nu e aprobat. Da, dar nu este vorba de buget aprobat sau nu? Chiar dacă ar fi fost? Nu, ăla va fi pe modernizări, pe lucrări de curente. Eu vorbesc de lucrări pe fonduri europene. Dar nu, este vorba de acest drum și de drumul care am spus acolo la bucata asta de drum. Mai avem drumul de la domnul viceprimar și domnul de acolo și care rămas. Ăla este pe reparații, n-are nicio treabă acum cu cadastrarea. Și la al doilea rând nu ne permite deocamdată, până nu se trece de 10 grade, cel puțin 2 săptămâni, nu vine nimeni să facă lucrări. Și bugetul, dacă nu vorbim. Da, și trebuie să vină și bugetul, dar dacă... Întrebarea a fost dacă se continuă... Da, fără probleme, nu rămâne așa. Deci, am înțeles ce am să vă rog, să nu ne abatem de la punctul la care plecăm, pentru că nu mai știm ce discutăm. La diverse discutăm... Din amenajare, în cercurile comunale, nu spune clar, ia abatere. Nu, dar la fiecare punct, dacă mai începem cu altceva, o să ne lungim. La diverse continuăm. Să punem la vot, dacă nu mai sunt întrebări. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural Sat Cernu, Comuna Podurpesc, Bacău, inițiator primar al Budian. Da, căvinul de la Cernu este în acest moment, știți că s-a depus un proiect pentru reabilitarea acestui cămin. A fost câștigată finanțarea din partea firului cu o finanțare totală de 1.364.656,33. Aceasta este valoarea pe care dorim să o aprobăm astăzi. În acest moment s-a finalizat procedura de achiziții pentru proiectare și execuții lucrări. S-a adjudecat de către o firmă proiectarea și execuția lucrărilor. În momentul ăsta se lucrează la proiectul tehnic, urmând ca până cel târziu în mai-iunie să putem da ordinul începerea lucrărilor și să înceapă lucrarea. Deci prin acest proiect se aprobă valoarea finală a finanțării, 1.364.356,33. Iar la punctul următor, care este legat oarecum de acest punct, noi am cerut și un avans din partea AFIR-ului. Știți că AFIR-ul lucrează pe bază de avans, 50% din valoarea eligibilă a proiectului, un avans de 489.962,39 de lei. Noi trebuie să facem o documentație pentru obținerea acestui avans și plătim un comision de 0,05% pe lună pentru obținerea avansului respectiv. Poate uite, lucrăm pe banii lor. Ne dau avansul, noi folosim avansul, facem cererea de rambursare, iar dăm bani și... Dacă sunt întrebări... Cam pe ce perioadă? A spus că prin luni suma de... 0,32 de luni. 32 de luni. Că atât se întinde, da, pe 32 de luni se va plăti acest comision. Dacă lucrarea se va termina mai repede, și noi zicem că o să termine undeva mai repede, în maxim 12 luni, diferența de comision care noi l-am dat la fondul de garantare, îl primim înapoi. Dar asta e procedura, pe perioada maximă pe care se derulează finanțarea. Nu am acest avans. Punctul 6? Da, 5 cu 6. Valoarea totală a lucrării și posibilitatea de a lua acest avans. Putem să punem la vot sau mai aveți întrebări? Deci pentru punctul 5 și 6, cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei de școlarizare preuniversitar de stat pentru anul școlar 2019-2020 la nivelul Comunei Poduri. Inițiator primar al Ludiana. 7. Dacă doriți, o să vă ajut eu, da? Dacă am dat materialele domnului. Doamna primar, Diana, și doamna secretară, împreună cu Comisia de Învățământ, a aprobat pentru Inspectoratul Școlar Județean Bacău toată documentația privind proiectul rețelei de școlarizare la Școala Generală Nicolae Șova Poduri pentru anul școlar, atenție, 2019-2020.
Deci pentru viitorul an școlar. Școala gimnazială General Nicolae Șova cu număr de preșcolar de 69, număr de elevi 331, grădinița cu program normal Prozești cu număr de preșcolar 19, respectiv școala gimnazială Bucșești cu un număr de preșcolar 27 și elevi 94, iar școala gimnazială Cernu cu 25 de preșcolar, respectiv 96 de copilași în învățământul gimnazial. Am aici că am participat la Consiliul de Administrație a Unității Școlare vinerea trecută, le-am spus și colegilor din Comisia de Învățământ, am materialul cu starea și situația școlară a copilașilor pe semestrul întâi. Am să fac câteva spicuiri din acest material și alte materiale la capitolul diverse. Deci ăsta este proiectul pentru trimis la inspectorat, aprobat de doamna primar și doamna secretară și de comisiile aferente pentru viitorul an școlar. În baza căruia am primit avizul. Dați-mi voi să simplific în două voile. Rețeaua de școlarizare pentru anul viitor este exact aceeași cu cea de anul ăsta. 35 de clase preșcolari, 0, 4 și 5, 8. Deci nu s-a schimbat nimic față de anul trecut. Vă mulțumesc. Întrebări? Putem să punem la vot punctul numărul 7? Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății deficitului după justificarea de către adis și operator a fundamentării sumei prin prezentarea documentelor justificative. Inițiator primar al Bătianu. Vorbesc eu la asta. După cum v-ați amintit în la hotărâre la ședința din decembrie, cred că sau ianuarie, s-a stabilit numirea unei comisii care să analizeze solicitarea adis pentru plata diferenței și a deficitului și a diferenței pentru Ecosud. În perioada asta le-am cerut tot felul de documentații, ei au răspuns prompt, te spune, prin care au argumentat algoritmul de calcul și de împărțirea deficitului, atât cel de la Rompes, cât și ce presupune depozitarea în celula 2 prin Ecosud. Le-am pus pe toate în concordanță cu prevederile legii. Dacă doriți, o să dau și citire articolelor de legii care ne obligă să ne asumăm aceste cheltuieli. Plus adresele la, am cerut, am solicitat ANRSC, care este Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare și care reglementează activitatea lucrătorilor de salubritate, la instituția prefectului, la guvern, răspunsurile în toate este că trebuie să ne asumăm plata la deficit. Altfel, nu putem beneficia în continuare de servicii. Deci, articolul 25, litera A din legea privind serviciul de salubritate numărul 1 din 2006, republicat cu modificări, stipulează că finanțarea cheltuielilor de funcționare, reabilitare și dezvoltarea serviciilor de salubritate și a cheltuielilor de investiții pentru realizarea infrastructurii aferente acestea se face cu respectarea principiului de recuperări integrale de către operatori prin tarife, taxe speciale sau necătate subvenții la bugetul local a costurilor de operare a investițiilor pentru dezvoltarea, reabilitare și dezvoltarea sistemului de salubritate. Finanțarea cheltuielilor de funcționare, de abilitare și dezvoltare serviciului de salubrizare și a cheltuielilor de investiții pentru realizarea infrastructurii aferente acestea se face cu respectarea legislației vigoare privind finanțele publice locale, ceea ce privește inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice a principiilor prevăzute în articolul 43, precum și a următoarelor principii. Recuperarea integrală de către operatori prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenții de la bugetul local a costurilor de operare și a investițiilor pentru finanțarea, reabilitare și dezvoltarea sistemului de salubrizare. Menținerea echilibrului contractual.
Este o atribuție a Consiliului Local să stabilească cu privire la tot ce înseamnă serviciu public, inclusiv rețelele de salubrizare, așa că vă supunem spre aprobare asumarea acestor sume. Altfel riscăm din nou suspendarea serviciului sau întreruperea. Dar și ceva concret, mai fi înțeles, ce trebuie făcut? Achitat? Să plătim ce avem de plătit. Și ce avem de plătit? Un miliard. Asta din suma asta, miliard, deficit. Deficitul la cei care nu au achitat pe 2018? Nu, neapărat. S-a pus mai mult gunoi decât era, primul rând, deci... Noi am zis că avem o cantitate anumită de gunoi care o dăm. Ei, am dat mai mult decât era. S-a depășit estimarea. Cine poate demonstra? Păi ne-au trimis justificare. Păi, dar ei primesc. Deci, dar noi când am solicitat ca să plătim, în funcție de cât trecem, cât primești, cât transport, cât asta, de ce ei nu au acceptat? Deci stați să acum de ce acceptă? Și tot din banii noștri noi plătim. Eu am plătit, de exemplu, de fiecare dată. Și eu. Și plătesc până în asta. Și eu încă o dată, tot din banii noștri, să mai achit încă o dată, un miliard. Deci nu putem să schimbăm regulile în timpul jocului. Există un contract care este încheiat între ADIS, pe care noi ca parte, ca acționari la ADIS, ni l-am însușit la vremea respectivă. Un anumit traseu a costurilor și al pe care îi presupune serviciul de salubrizare. Nu putem să spunem acum, ne-am angajat în 2014 sau în 2010 ca să scăpăm din gunoi și atunci ne-a fost bine. Vorbesc mai mult din altul, am înțeles. Noi am propus să plătim în funcție de să cântărească gunoi. Și ei au refuzat. Podurile ca acționar în ADIS au 0,5 sau nu știu cât. Nu putem să ne impunem noi în ADIS să schimbăm regulile. Sunt foarte multe comuni care plătesc în funcție de cantitate. Nu este adevărat, să contradic. Dați un exemplu și dacă... Toți au avut deficit de plătit. E același... Exact la fel. Cum mă gerești cu Zemeșul? Același deficit, păi, și cazul că plătesc noi mai puțin, pentru că populația de la Zemeșul e de 4.000 și la noi... Nu, 4.000, până 4.000. Vă dau un exemplu de asta. Așa și cazul unde sunt 5-600 de... Noi avem posibilitate. De exemplu, unde a fost ferma de berbecuți, în spate acolo este un cântar amenajat și se poate cântări de fiecare dată. Este la ieșire din comună, se poate cântări cantitatea care o preia și atunci plătim în funcție de greutate. Nu mai dăm atâția bani, pentru că eu unul dispus să plătesc lunar. Dacă luna asta n-a venit, nu plătesc pe luna asta. Dacă luna cealaltă a venit, plătesc. Da. Nu are niciun rost să mai plătesc pe tot anul și după aia la sfârșit de an mai dau un miliard pentru că au rămas datori comuna. Și tot din banii noștri mai plătim, deși eu am plătit. La curent vă vine vreodată regularizare la factură? La curent ai contor. Mi-a venit, dar niciodată nu am avut adus. Niciodată. Despre ce vorbim acum? La curent vine, la apă vine sau la ce vine, dar aici eu dacă nu știu nimic, mă uit ca prin pufoaică. Păi, dar nu e așa, eu balaban, ești bucure, cum nu îi pune mâna la urmă? Deci, în momentul când s-a făcut master planul de salubrizare pe tot județul Bacău, s-au luat în vedere niște costuri. Un anumit număr de locuitori care produc o anumită cantitate de deșeuri. Investițiile, toată infrastructura a fost construită pentru acel număr de locuitori. Faptul că acum sunt mai puțin locuitori, că au plecat, că nu vor să plătească, nu poate să dea jos pentru că cheltuielii pe infrastructură, pe mașini, pe tot ce înseamnă, s-au făcut echivalentul la 30 ceva de mii de locuitori cât s-au raportat la vremea aceea. În baza la cifrele cele primim înapoi din cote defalcate, în baza la cifrele de atunci, Consiliul Local, de exemplu, are 15 sau 13 membri și nu are 10, cât ar fi pentru o comună de sub 7 mii. Astea sunt cifrele care, ele sunt toate concordate unele cu altele. Nu putem să ne, într-o parte să ne plac, în cealaltă să o sucim, că nu mai suntem de acord. Vă rog frumos, mai repede faci o dată, ca în ședințele precedente, cât la sută din populație au achitat salubritatea în 2018?
Norm. De comun. Nu am cifra asta. Păi, da. De ce spuneți că nu sunt mai mari cifre? Da, care mor și mai dispar dintre voi. Da. Păi, da, dar ei tot fiu aici. Ei nu mor dintre voi cifre. Tot își fac treaba. Domnul Sarpar, vă rog, haideți să vorbim organizat. Vă rog să vorbim organizat, să ne scriem la cuvânt, domnul Grigore. S-a menționat că 50% din populație a uitat sau uitat. Deci 50% mai mult, da. Să zicem, 60, poftim. Dar deficitul, nu are, legătură, deficitul nu are legătură cu cine au plătit. Ca să știți. Par, deficitul este ceva plus. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Aia este altceva. Aia este altceva. Aia știți că am votat. Aia oricum să plătește. Deci cât vine pe lună la fiecare de plătit, să plătește. Din ce fondul se plătește aia? Din buget. Bine, să dau bani anume de la Consiliul Județean. Nu tot din banii noștri? Și apropo, nu să mai plătesc eu. Nu înțelegeți dumneavoastră ca și consilier, să mai cerem la unul care nu vine aici în ședință și nu știe. Da, dar oricum cunoașteți cât de cât situația. Ați fost prezent aici. Am fost și. Nu cred că e același lucru, ca unul care nu știe. Deci vă rog să... Deci rugăminte pentru doamna președinte, să faceți vorbim civilizat, să ne scrim la punct, așa este piața. Vis-a-vis de ce spunea domnul Abadi. Eu nu mai înțeleg. La început s-a spus că e taxă pe persoană pentru asta, acum spun că e cântăresc. Care e problema? Și ei schimbă regula în timpul jocului? Nu vrem să pătim pe la Moinești și la celelalte localități. Ați văzut două săptămâni și a fost colaps în oraș. Deci șobolan și ce mai vreți. Deci, haideți să vedem, să găsim o soluție în mijloc, dar trebuie să facem cumva, de cu noi n-avem ce face. Oricum, dacă nu dăm bani acolo, să-i dăm la garda de mediu. Da, deci, din păcate, da. Așa este. Și vis-a-vis, spunea domnul Grigoraș, Cătălin, să avea dreptate să ședința trecută, dar un cântar, cum spunea Bebecuț, cântarul trebuie omologat. Dar altfel cântărește, afli întreabă degeaba. Omologat. Deci metrologie și cu atunci. Nu cred că o să... Dar să spun la Cristin sau în altă parte. Găsim în altă parte. Dar ar trebui încercat măcar o lună. Să vedem, să vedem ce iese, ce dau ei și ei și noi pe real. Mulțumesc frumos, doamna președinte. Dacă domnul Grigoraș, vă rog, doamna primar s-a scris la cuvânt. Haideți să vorbim organizat, vă rog foarte mult, din respect pentru colegii noștri, dacă se poate. Doamna primar. Ceea ce spune domnul inginer Staparu, noi deja am luat în considerare că trebuie făcută treaba asta și cântărit și văzut exact despre ce este vorba. Domnul viceprimar este cel care răspunde de treaba asta. I s-a dat în sarcină dumnealui și a fost de acord. Ca să vedem cum stăm cu cântărirea și în afară de asta băieții de la poliția locală au început să umbli deja prin sat pentru că atunci când oamenii colectează să nu se mai pună tot felul de gunoaie de genul, pietriș, bolovan, care sunt foarte grele pentru că asta plătim noi acum acea regularizare. Nu plătim cine a plătit ori o bătrână care nu a avut bani. Nu asta plătim. Plătim greutatea în plus care s-a pus și la Comuna Podru s-a luat foarte mult gunoi, ca să înțelegeți exact ce plătim. Asta plătim. Au fost persoane care au dat tot felul de lucruri care n-ar fi trebuit date. Ei, începând de anul acesta, aceste lucruri nu vor mai fi date, pentru că nici ei care au împrest nu le vor mai lua în momentul în care îl găsești la poartă, deci să știți că nu va mai fi luat. Domnul viceprimar împreună cu echipa de la poliția locală, încă o dată spun, au mers pe drum și vor merge și vom face această reeducare a populației în sensul de a lua gunoiul, pentru că așa fac toate celelalte comuni și vom vedea ce iese mai spre jumătatea anului încolo, când de fapt luna fierbinte, când prea nu-ți plătești și nu avem de unde și așa, este august. Atunci e luna când e cel mai, cu gradul cel mai înalt de colectare și cu cei mai puțini bani încasați pe taxa de gunoi. Eu bucurii că am avut de unde să dăm bani, dar au fost comuni de unde nu au să dea bani și atunci dacă n-au de unde să dea bani, adisul nu ține cont că ne jucăm noi într-un fel politic, o fi, nu o fi, că toată lumea își dorește să aibă gunoiul luat de la poartă. Când dă un ban, îl plătește un serviciu până la urmă. Asta este ideea. Însă, încă o dată spun, să spunem sărmâna că am avut de unde să dăm bani și că am putut să ajutăm populația în sensul ăsta, că nu s-au dus banii nici pe, este o vorbă, știți, nici pe țigări, nici pe băutură. Banii s-au dus într-un loc unde chiar am ajutat populația Comunii Poduri, eu așa văd. Că poate n-am făcut o bucățică dintr-un... N-am făcut o frumusețară, nu știu ce, asta e altceva. Dar eu nu... Eu...
Eu nu sunt, sunt, da, bine, cu un miliard nu se puteau face foarte multe lucruri într-o administrație de mărimea Comunii Podri. Se putea face poate un proiect, asta era cel mai... Dar nu ne putem pune acum unghia în gât pentru asta, că am plătit pentru oameni ca acest serviciu să meargă în continuare. Să vedem ce se reglementează la jumătatea acestui an, să vedem un ajuns și atunci să ne punem toți de acord, pentru că eu nu doresc la Comuna Poduri să ajungă nici ca Moinești, nici ca Dărmănești, nici o comună să stăm cu gunoiul până la... Prefer să fi dat miliardul ăsta decât să ne ridicăm gunoiul în cap. Asta este părerea mea. Dumneavoastră, dacă aveți altă părere, nu e o problemă. E altă părere, dar vă spun că ce ar fi pentru oameni. O singură dată, anul trecut sau nu știu când, am avut probleme, din nou venit odată gunoiul și vinerea deja a început să suni lumea, doamne, de ce nu vine gunoiul? Și foarte interesant că cei care au sunat, m-am dus și am verificat, nu plătise gunoiul. Că exact acei care sună cu dezăpezirea. Domnule, deci eu nu mi-am văzut doi oameni pe așa, zic, băi, uite-te, m-am dus la mare, să ia du-te, mă, zic, au venit, au plătit taxele. Nu plătise nicio taxă. Deci ăia au început să strângi. Deci așa că știți cum e, că așa e la noi și așa e omul. Eu acum nu pot chiar să tragem, acum să fim cinstiți, într-o familie care are 6 copii, da? Și trăiesc dintr-un ajutor social, că ăstea sunt majoritatea. La prețul care s-a pus acum la gunoi, care e destul de mare, de unde să vină să plătească? De unde să vină să plătească gunoi? E și prețul mare, e și mulți în casă. Să fim cinstiți, deci, dar, încă o dată spun, ca și concluzie este să vedem ce se întâmplă până la jumătatea anului cu cântărirea acestui gunoi și cu verificarea de către noi și a ține exact aproape și din scurt ceea ce a fost luat și ceea ce se va da ca să nu mai avem problema asta de deficit la sfârșitul anului. O încercăm și pe asta, cum încearcă toată lumea, o încercăm și pe asta. Mulțumesc frumos. Domnul Sava. Referitor la ce a spus doamna Pripate, de ce mai important ca noi să informăm cetățenii? Și doi, că am mai repetat, am mai spus data trecută la fel. E foarte important ca noi, exact cum am schimbat regulile în timpul jocului, să zicem, cu această plată supra-taxă, să le punem taxa, deci să ne cântărească gunoiul la poarta fiecărui cetățean. Ne dă tichet, exact cum se dă cartelul ăla de Vodafone. Există posibilitatea ca pe fiecare mașină să pune un cântar electronic, care îți dă o etichetă și atunci vă spun eu că și cetățeanul conștientizează că el nu poate să pună bolovan. Atâta timp când o să pună bolovan, îi dă tichetul de pe cântar și îi spune ai 15 kg. Și atunci o să conștientizăm fiecare dintre noi sau fiecare familie în parte o să conștientizeze că trebuie să dea foc la hârtie în grădină, la crengi în grădină și doar gunoiul menajer și cel care nu se poate da, în alte părți, să pună în acel container. Eu zic că acest lucru trebuie să se dau la ADIS și ADIS-ul să ne ajute cu acest lucru, că se poate face. Că altfel o să ne trezim iarăși anul viitor cu aceeași taxă dimulțită cu 2 sau dimulțită cu 1,5. E foarte bine că am luat exact în calcul ceea ce spuneam, că să cântărim mașinile, că avem de 2 ori pe săptămână, joia și vinerea, când intră mașina în comună, când iese, vedem diferența la cântar și atunci funcții de 6 luni facem bilanțul. Dar cel mai important e să anunțăm și noi ADIS-ul și să cântăm, să cântărim acest noi tomberon la poarta fiecărui om. Ei se lasă frumos bonulețul, dacă nu e omul la poartă, pe tomberon, știi omul care 15 kg, la sfârșitul fiecărui luni își face calcul care 80 kg, mulțit cu 12 luni, aproximativ, știm asta. Dacă nu o să facem acest lucru, o să avem aceleași probleme de fiecare dată. Mulțumesc! Apare o problemă aici, cu te referi la tomberonele alea mici care le predă omul, dar alea mari. Care tomberonele? Alea au și ele o anumită capacitate care trebuie și trebuie cântărit. Nu există. Și alea cântărite. Ce e greu? Se poate cântări, numai un pic, se poate cântări și doi, mai putem amenaja un pic cei de la Romprez nu vor să treacă prin râuri, râuri, peste ape în principiu, ulei, în zonele unde mai putem amenaja, dar un exemplu și la Neagru, putem face jos o bază, că sunt mai multe persoane, unde se poate întoarce acea mașină, că asta a fost problema lor importantă, că nu pot întoarce mașina. Dacă o să putem face și la partea asta, exact unde spunea domnul Mitrel că o să a luat în calcul că o să facă topul la drumul ăla, o să putem realiza o intersecție, o porțiune cât și de cât de drum să o balastăm unii, luăm prestul, se poate da mașina apoi să-și ia gunoiul și la celelalte 7-8 familii care sunt la vale, mai sunt câteva pe partea de Dumnezeu și vom rezolva și această problemă și o să rămână tomberoane doar în zona, 2-3 tomberoane doar în zona greu accesibilă. Mulțumesc! Domnul Patrick.
Da, subscriu la ce a spus domnul Sava, ce se întâmplă. Nu ne mai putem permite ca adesul de fiecare dată să vină să ne impună, deci ei obligat, nu vor vrea niciodată să cântărească. Din conștiință, domnule, de ce să piardă el niște bani? Asta e, asta vrea operatorul, să câștige, nu a venit aici, a venit pentru profit în comună. Dacă noi nu ne punem și nu vom cântări, exact cum se spune aici, și la anul, și la anul viitor, și la anul viitor, vom da bani. Dar nu putem merge cu banii comunității. În loc să cumpărăm hârtii la copii care se duc la școală și n-au cu ce să șterge, se duc cu mânuța la WC, să le cumpărăm săpun, să altceva. Deci, banii cei putem folosi foarte bine în alte scopuri. Să cumpărăm o mașină de gunoi. Da, degeaba. Nu ne dă voie să ne ducem noi la ei acolo cu mașina noastră. Mai am și eu o propunere. Dacă se poate și oricum, cred că măcar de două ori pe an, haideți să facem niște acțiuni de astea pe lângă școli sau de colectare maculatură sau să adună, mai ales nu s-ar mai da la gunoi, chiar să pot recupera pentru câți materiale care, iar din banii aia, cum vreți, ori cumpărăm flori, ori înfrumusețăm, ori dăm pentru școală, orice altceva, dar acțiuni mai mari, așa mai... Da, doamna Piu. Eu subscriu la tot ce a spus dumneavoastră aici, pentru că nici eu nu sunt de acord nici cu mărirea prețului la gunoi, nu sunt de acord, nici n-am fost niciodată ca și cum n-am fost nici cu mărirea prețului la taxe și impozite, vedeți că... Sunt ambii ani de când sunt eu, nu s-a mărit prețul la taxele, la impozit deloc. Ce vreau să vă spun însă că noi ce facem aici e exact furtună într-un pahar cu apă. Și vă spun și de ce. Pentru că, vă dau și un exemplu ca să fie dus până la capăt, da? Moineștiu, Dărmăneștiu, cei care au avut probleme cu banii, i-au dat în judecată. Și i-au dat în judecată pe acest considerent, da? Considerentul de a lua... la cântar sau de a lua la bucată sau și-au pierdut judecata. Tocmai au pierdut. Și pentru faptul că au pierdut această judecată, au rămas și cu 43 de miliarde din urmă, din care și noi am avut de suferit și s-au mai pus aceste înflorituri și aceste sume pe care le avem, pentru că nu au fost administrat foarte bine. Pentru că s-au camponat de câte 500 de milioane sau de câte un miliard, când nu-i judec eu ce-au făcut, dar vreau să vă spun că prin prisma lor avem și noi de pierdut. Pentru că dacă ar fi fost o administrație corectă și dreaptă, trebuia să țină cu omul. Că bani de la buget ori veni. Cum să dau bani pe toate prostiile, pot să dau bani și pentru om, pentru așa ceva, ca să-l ajut. Asta este părerea mea. Nu pot să rămân cu gunoiul să-mi stea sub nas aici 5 luni de zile, pentru că nu pot eu să ajung la o concluzie. Pentru asta i-a dat în judecată, pentru cântăririi, pentru că nu s-o lua la persoană, pentru lucrurile astea. O pierdut, din păcate. Pentru că așa, știți ce s-a spus? Orice serviciu, că a fost bun, că a fost prost, el trebuia plătit. Că nu s-a dat banii, asta e altceva. Însă, vreau să vă spun următorul lucru. Ieri am fost la ședință cu ADIS-ul, s-au discutat, au fost mai mulți primari cu ADIS-ul și s-a pus problema ca toate primăriile să cântărească. N-a spus, n-a zis niciunul de la ADIS și de la Rompres, că nu le convine Rompresul, asta e altceva. Dar în discuția cu ADIS-ul ieri și cu primarii s-au spus: domnule, încercăm și facem treaba asta cu cântarul ca să ne putem pune toți cap la cap după 6 luni de zile să vedem ce iese. Deci cu atât mai bine pentru fiecare comună dacă putem să câștigăm banii ăștia asupra noastră. Dar și chiar dacă până la ultimul, vorbesc ultima speță în care nu putem să-i câștigăm, încă o dată spun, eu nu permit ca să las oamenii să stea cu gunoiul la nas. Pentru că am văzut ce s-a întâmplat în judecată. Dacă în judecată s-a întâmplat așa și un judecător odată că au câștig de cauză că ei au făcut un serviciu, mi se pare un pic așa, știți, într-un contrabalans. E adevărat, trebuie să ajutăm copiii și nu cred că a fost ceva vreodată să nu spunem nu, să se facă ceva pentru copii sau pentru... Vedeți câte proiecte sunt numai pe școli începuții. Drept dovadă că asta vreau, să ajut copiii și familiile din comună. Dar asta cu gunoiul e o chestie de asta care, știți, cumva e într-o balanță. Nici nu dăți prin noi, nici prin ei. Dar nici să ajungem într-o situație de asta limit în care să ajungem ba prin judecată, ba prin adică, pentru că nu e convenabil nici pentru noi, ori fi pentru ei. Eu le-am spus și ieri la ADIS, nu credeți că nu le-am spus, contractul a fost făcut prost de la început. Pentru că la început ar fi trebuit să ne întrebe, domnule, cum se face, dacă se face așa, dacă se face așa. Exact atunci, la început, atunci trebuia bătut cuiu, nu acum că e contractul pe 10 ani. Nu, posibil, eu nu contest. Da, vă mulțumesc. Întrebare, vă rog.
Și Măineștiu și Dărmăneștiu au recurs la instanță? Da, da. Și au pierdut. Da. O întrebare, pentru curiozitatea mea. Cine conduce ADIS-ul ăsta, domnul? Zice că și-o dat demisie, direct. Nu și-o dat, încă... Spuneți-le și nouă, că am auzit de niște variante, că capul ăia de sus sunt de al de prigoană, Cetire, Cezar, Cezar nu știu care... Romprezul, probabil. Romprezul, da. La nivel național, șeful a fost dat în urmărire generală și până la urmă a fost prins. Deci nu e un om nici ala cinstit. Deci se pare că din cunoaște pastile sunt cele mai mari industrii care au fost vreodată din lume și asta și cel mai mare interes, că așa e de când e lume. La ședința aia de ieri s-a făcut un protocol ce a semnat toate localitățile care vor să cântărească. Da, cred că a făcut, eu nu am semnat, eu m-am dus de asta ce am. De asta au pierdut Comăneștiu și Măineștiu, pentru că au fost doi, dacă erau mai mulți. Nu, nu a fost, am fost mai mult, dar discuția ce încă o dată a spus. A fost foarte, că nu m-am dus acolo chiar de... Nu m-am referit la asta. Nu, m-am dus și s-a spus, domnule, cântărim, asta facem. Mergem și cântărim, pe asta s-a pus baza. Pe ea cântărim. Trebuie să fac un protocol. Da, un adicional la protocol. Dar știu, de asta ne-am întâlnit. Și prezent, iată, fost și prezent. Nu fost mai primar. Fiți sigur că sunt domnul Zava. Vreau să spun așa. Deci e clar că oamenii ăștia nu, ca orice firmă, societate trebuie să aibă profit. Nu vine nimeni să lucreze pe zero sau să lucreze în pierdere. E clar că trebuie să-și câștigi. În schimb, noi, exact cum am propus, haideți să cântărim în fiecare joi și vineri acele mașini. Oriunde vreți în orașul Măinești, cred că o cântărire la o mașină costă 50 de lei, înmulțit cu de 8 ori cât vine într-o lună de zile, 8 ori, 5, 400 de lei, înmulțit cu 12 luni, îți 4.800 de lei. Avem tichete care ne dă de pe cântar, atât când intri, cât și când iese, știm exact cu noi, cred că ne permite să dăm acești bani, facem un contract pentru cântărire și știm că după 6 luni avem exact cantitatea de gunoi reală pe care noi o livrăm. Și atunci vedem și știm exact. Și după aceea poate ne permitem să punem un cântar al comunii. După o perioadă. Cântarul vă spun că costă destul de mult, un cântar ca să-l pui costă de la 20 de euro. Deci haideți că ne gândim un jucă 22 propuni. Am ajuns că e la nivel județean, a fost problema și problema e discutată de toate comunile și de județul numai din noi. Și o să vedem în momentul în care... Am înțeles, este o perioadă acum, nu știu cum ieșim din încurcătură, dar... Dar am ieșit din încurcătură. Înainte, în continuare, și la anul, exact cum au spus antivorbitori, și la anul, și la anul, și la anul se întâmplă așa. Deci noi, dacă ne vom uni forțele comunile, câte sunt pe valea asta... Exact, păi, eu... Dacă noi nu votăm sau nu luăm măsuri să se cântărească acea cantitate de gunoi, ăla de la Zemeș nu e, ăla de la Moinești nu e, păi atunci unul singur nu o să facă nimic. Ei au monopolul, fac ce vor cu noi. Și nu putem plăti ceva ce nu știm. Deci noi, ca comunitate, ca comună, trebuie să știm, domnule, am dat 50 de tone, 20 de tone, 10 tone. Tocmai asta discutăm din un sfert de oră. Am înțeles, dar și vom vedea ce se întâmplă peste 6 luni. Eu nu pot să vorbesc acum de praghe ce de pe gard. Eu vorbesc de asta care o am în mână, că-i bună, că-i rău, asta îi. Nu pot să spun că ce se poate mor în 6 luni. Haideți să vedem ce se întâmplă atunci. O cântărim, vedem ce bani mai costă și mașinile care trebuie să le punem să cântărească. Trebuie oameni care să urmărească. Mai trebuie să mai punem în coceată, iar care să vină după ei. Uite, asta nu mi-a plăcut mie niciodată. Omul care lucrează după el, să mai vină 7 oameni ca să lucreze, să vadă, face bine, nu face bine. Că dacă ar fi dreptate, lăsați-mă să termin, domnul Grigore, și eu nu v-am întrerupt. Că dacă am fi toți sinceri și dacă am lucrat toți cu sinceritate, și nu numai am dat tot din stânga în dreapta și vorbim toate prostiile pe toate gardurile, atunci când am fi sincer, am ști. Ăla lucrează cu sinceritate și nu ne trage în piept. Ăla lucrează cu sinceritate și nu mai trebuie unul după el ca să ne mai tragă în piept și pe ceala. Peste 6 luni de zile vom încerca problema asta și vom face acest lucru. Vom vedea ce s-a cântărit și ce a plătit. Și atunci vedem și atunci ne punem toți de acord din ce s-a întâmplat. Și noi o să ne mai întâlnim și cu alți primari și o să discutăm, pentru că așa e normal. Să mă întâlnesc, nu m-am întâlnit numai cu primarii de la PSD, că tot mai sunt aici care tot vin cu contri și vă rog frumos,
pihol când mai discutați contra PSD, măcar așa din bun simț, că sunt eu femeie, puteți vorbi și prin altă parte, puteți vorbi și pe hol și pe la intrare, pentru că ca drept dovadă PSD-ul ne-a ajutat, te-am făcut cam ce facem acum în comună. Sunt discută ce se întâmplă la nivel național. Da. Aici, mă bucur. Oribilit. Da. N-am terminat. În plus, de plătiți acel bani, 1 miliard. Domne, au venit, au venit cu justificare. Dar cine a asistat la cântărirea aia acolo? Dar justificarea, eu au spus exact cantitățile care s-au luat. Au venit de fiecare dată cu factură, pentru că noi am semnat. Exact. Automat, na, na. Din păcate, știți nu cum să, pune, noastră, să punem plus și la rachiu, să punem plus și la cafea, să punem plus la tăti. La asta n-avem ce să facem. În concluzie, iau monopol și fac regulile. Dar nu mai iau monopol. Vreau să vă spun altceva, că proiectul este european și este unic pe județ. Mai mult de atâta, ce pot să vă spun? Eu vă mulțumesc. Dacă sunteți de acord, când ar o să o punem la vot dimineață, oricum. Problema rămâne la fel. Cine este pentru? Abține. Împotrivă? Cine? Ai consemnat. Două abține, nu? Doar. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea marcării a 600 de ani de atestare documentară a Comunei Poduri, sau Prohozești, prin manifestări culturale și sociale educative pe anul 2019, inițiator primar al Budian. Acum am apoi să vorbesc de... Da. Anul acesta, după cum știți, Comuna Poduri, de fapt satul Poduri, dar este vorba de satul Poduri din întreaga comună, împlinește 600 de ani de la atestarea documentară, care a fost în 8 aprilie, da, 1419. Datorită acestui eveniment care... eu mă bucur că îl trăiesc odată cu dumneavoastră, totuși sunt 600 de ani, împreună cu colegii mei din primărie vorbesc, am discutat până să vin la dumneavoastră că să facem un calendar de activități pe tot parcursul anului 2019. Acum majoritatea am fost de acord să-l facem lunar. Sunt mai multe activități care o să vă fie, vor fi aduse la cunoștință. Însă pe data de 8 aprilie aș vrea să fie ediția jubiliară, atunci vom face un consiliu local, să spun, jubiliar, pentru ca să începem aceste acțiuni. M-am gândit și nu cred că este cineva contra pentru aceste lucruri. Deja sunt unele lucruri pe care le-am pus pe tapet, care se vor întâmpla încă de atunci, din data de 8 aprilie. Cred că merită cetățenii podureni, în primul rând, să aibă parte de aceste lucruri. Sper că la aceste activități să participăm cu toții, cât mai mult și cât mai mulți tineri din localitate și cât mai multe și cât mai mulți locuitori de la noi de aici din Poduri. Pentru faptul că demarăm aceste acțiuni, am nevoie de acordul dumneavoastră, deoarece vor fi și unele manifestări culturale și sociale educative, care vor necesita și o anumită sumă de bani. Nu pot să vă spun suma acum, pentru că nu avem nici bugetul și n-am făcut așa un calcul, dar nu vor fi sume exorbitante, pentru că nu dorim doar să marcăm aceste lucruri, dar aș vrea ca să vă aduc la cunoștință lucrul ăsta. Și pentru că tot se împlinesc acum 600 de ani, aș vrea să vă spun că comuna noastră, la Asociația Comunelor din România, la care am participat timp de 3 zile la București, a fost premiată, puteți să vă uitați și dumneavoastră, o să-l las aici, a fost premiată din cele 600 de primării, a fost premiată cu Ordinul Dinu Săraru, pentru un primar social și pentru acțiunile sociale pe care le-am realizat noi, cât cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul colegilor mei din primărie, cărora țin să vă felicit și pe dumneavoastră personal și pe colegii mei din primărie, cu care am făcut aceste acțiuni pe timpul aceștilor 2 ani în care am fost primar. M-am simțit flatată, bineînțeles, pentru că au fost doar șase câștigători pe întreaga țară. V-ați văzut că a apărut și în deșteptare, a fost dat și pe TVR1, a fost dat și pe... Adică au fost dat foarte multe posturi de televiziune atunci când a fost această adunare.
M-am simțit mândră că am fost aleasă și că am putut să fac acest lucru pentru oamenii din Comuna Poduș. Sper ca și dumneavoastră prin mine să vă simțiți mândri, pentru că acolo, totuși, în fața 600 de primari, care în general erau bărbați, 90% dintre ei, la un moment dat au apărut două femei, eu și cu o doamnă de la Piatra Neamț, tot de aici, o doamnă de la noi, de undeva de la Roman era primăriță. Și de asta spun că nu e puțin lucru, acum marcăm și 600 de ani de existență, nu e puțin lucru să luăm și acest premiu. Și uitați că trăim și lucruri frumoase, chiar dacă din punct de vedere... Mi-a plăcut foarte mult că, cum a vorbit președintele asociației. Acolo au venit și academicieni, a fost și Ivan Pațaichin, care a dat un premiu pentru comunele care cu sport, unde sportul este, se practică și unde... Dar a fost foarte frumos și foarte, foarte interesant. Vă mulțumesc pentru sprijin, pentru acțiunile sociale, mulțumesc colegilor mei pentru că vin cu idei și sprijină aceste lucruri care se întâmplă. Am vrut să vă arăt și să împart cu dumneavoastră acest premiu, pentru că așa este normal, mai ales cu cei care sunt în aceeași inimă cu mine, ca să spun așa. Și încă o dată să vă mulțumesc foarte mult și sper că aceste acțiuni care vor fi pentru cei 600 de ani de atestare documentară pentru Comuna Poduș să fie de bun augur și să avem un început frumos și de ce nu o strângere a rândurilor, că cam așa. Vă mulțumesc pentru că m-ați lăsat să expun, cine vrea să uite și mai despre ce e vorba. Felicitări! Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor chiar, pentru că toată lumea merită pentru efortul depus. Mi-a plăcut foarte mult, Costel Osegun, mi-a plăcut foarte mult că acolo când ne-a strigat și când ne-a strigat pe fiecare, când striga la premiul acesta din Usăraru, spunea să vină în față primarul care ține pacea socială. Deci foarte, mi-a plăcut foarte mult termenul, de asta l-au folosit și ăștia prin ziare. Foarte frumos, așa ca și... foarte frumos când strig așa. Mie chiar mi-a plăcut. Acum sper să pot țin pacea asta socială până la sfârșit, să nu am război. Mulțumesc, mulțumesc, felicitări! Fericire încă o dată pentru toți. Dacă aveți un plan pentru aceste acțiuni, e bine să-l vadă toată lumea și poate mai venim și cu alte idei completare, pentru că sunt mulți care mai sunt idei care poate nu sunt prinse. Atunci, să vadă acest plan. Doar acum am zis... E schița, am înțeles. E o schiță, dar vreau să vă spun ceva și din plan. Că e prima ediție a jubiliarului unde vor fi și invitați și colegii noștri din învățământ, unde vor fi invitați preoții, unde vor fi invitați și elevi, dar poate să vă spună câteva din acțiuni, Sorin, el și cu Vaslic sunt cei care fac acțiunile și planul pentru... Măcar așa schițează câteva din acțiunile pe care... Alea mai mari care dorim să le... Cu placul. Cu placul. Deci pentru data de 8 aprilie ne-am propus o ședință festivă a Consiliului Local, care o să se desfășoare după protocolul de regulă, cu intonarea imnului stat, cu serviciu religios, cu alocuțiuni a unor invitați care pe tema istoriei codurilor, tradiții. Ne-am gândit să plasăm o placă aniversară, să marcăm acest eveniment. Cu ocazia asta să dezvelim și placa respectivă. După toată asta o să fie un program artistic cu copii, cu ansamblu de la noi din comun, toți invitați din zonă, fără mari cheltuieli. Și ne-am gândit ziua să închei cu o lansare de lampioane în culorile tricolorului, mă rog, inscripționat în fel care să marcheze acest eveniment. Cum să lansă? Dă foc la ceva. Dă foc la comună și 600 de ani. 600 de lampioane, da? Da. Asta ar fi prima din manifestări. Pe parcursul anului ne-am mai gândit
La diverse acțiuni, majoritatea includ participarea copiilor, a tinerilor, pentru că trebuie să-i atragem și pe ei în tot ce înseamnă tradiții și, și istorie. Sunt un concurs de biciclete, concursul pe teme de cunoașterea legislației rutiere. De exemplu, asta pe 21 mai, am spus când este ziua poliției locale. Adică fiecare dintre noi, din colegii noștri, au primit, cum să zic, ca sarcină să se gândească la acțiuni care pot fi făcute de către fiecare parte. Și atunci, cei de la Poliția Locală, fiind pe 21 mai, imediat după aprilie, imediat asta, ei vor fi cei care vor răspunde de următoarea activitate. Știu că asta e cea mai aproape. Apoi vor fi activități din iunie pentru copii, da. Pentru că sunt, da, exact, prins. Pentru că sunt foarte mulți... Vrem să facem un consiliu a copiilor, să-i aducem la o ședință, să vedem ce gândesc și ei, cum ar fi să se pună în locul oricăruia dintre noi. Pentru că idei bune și păreri pot să vii și de la 10 ani, și de la 15, și de la 20. Cred. De la 20 deja e târziu. Și, mă rog, manifestări culturale, artistice și de altă natură o să fie pe tot parcursul anului. Încă le mai schițăm, le mai aranjăm. Așteptăm și la dumneavoastră cu interes orice fel de propunere și ne-o însușim, o punem pe note, ca să zic așa, ca să avem... Mă mai spune una din interes și care și pe dumneavoastră și cum consider că o să vă placă. Împreună cu... 2-3 preoți din comună deja am discutat ca să-l aducem la un simpozion pentru copii și tot pe temă și istorică și pentru, și pentru adolescenți și pentru pe părintele Constantin Necula, de care probabil știți despre el, cel care este unul dintre buni vorbitori și buni comunicatori care umple sălile întotdeauna de oameni și de tineri, chiar de tineri. Și a rămas ca să vedem data când va putea să vină, pentru că este greu de adus, pentru că e foarte, foarte tras în stânga, în dreapta și o să vă anunțăm atunci când o să vină. Vor mai fi acțiuni și cu școala, pentru că e normal să fie și cu școala, să vedem ce acțiuni or să vină și ei de la școală care o să le facem. Sunt mult mai multe. Noi am schițat acum 2-3, pentru că astea la început nu pot să gândesc chiar ce se întâmplă peste 7-8 luni. Este acțiunea care trebuie să o facem întotdeauna cu Nicolae Șova, pentru că a fost împământenit așa. Sfârșitul, ca să nu ne... Este Podureanca, care a fost în fiecare an și acolo putem să integrăm și treaba asta cu... Adică festivalul, să-l punem tot în școala de vară, pentru că, bine, școala de vară deja e împământenită de atâția ani, de acum au rămas ca școală principală din școala de vară. Poate anul ăsta deschide muzeul și... Da, exact. Asta e altă problemă cu muzeul, da. Și atunci dacă mi-ți trimite ceva, măcar mi-aș dori ca anul ăsta, dacă e tot an centenar și am marșat pe treaba asta și la minister la fel, măcar poate semnăm un contract pentru deschiderea anul ăsta, că nu știu dacă chiar dacă îți dă, ai timp să faci proiectul și să te și apuci de făcut treaba, că pentru că, după cum vedeți, un proiect durează câte un an jumate ca să poți să-l aduci la bun sfârșit și asta... În condițiile în condițiile în care lucrurile merg așa, mai, să zic, ață. Astea sunt câteva dintre evenimentele care se vor desfășura. În scurt timp o să vedeți că am făcut, împreună cu Sorin ne-am gândit și ce o să scriem, o să facem niște banneri pentru 600 de ani de atestare documentară, pentru că este mai greu de transmis ca și consilieri în transfer, dar pot fi 3 banneri puse în localitate pentru așa ceva să vadă. Astea nu sunt chiar în capăt de țară. Bine, o să trebuiască o sumă de bani pe care o să trebuiască să avem pentru a face și acest lucru, pentru că până la urmă merităm străzi, merităm canalizare, merităm gaz, merităm de toate, dar merităm și să știm exact unde venim și încotro ne îndreptăm. Asta este părerea mea. Vă mulțumesc. Dacă sunteți de acord cu domnul Iscu. Zice că timpul e destul de scurt până pe 8 aprilie, e o lună și o săptămână. Destul de scurt pentru cine? Pentru manifestările astea de pe 8 aprilie. Nu. Și poate gândi dinainte o listă de invitați care s-ar putea să
să ne facă cinste la acest eveniment. Noi deja știi că am fleș list de invitat. Noi chiar, adică ne-am cam... Cine are niște chestii dispus, adică și chiar vrea să ne ajute cu ceva, vine și stă de vorbă cu noi, cu Sorin, și pe lângă listele pe care le-am făcut noi și așa, vine și spun cine se mai vină, cine... Dar chiar pe 8 aprilie este ziua, 8 aprilie, asta am pus-o, că e într-o luni, că puteam să punem, mă rog, 2, 3, știi? Dar pe 8 este chiar ziua în care apare, că i-a testat data. Sorin încă o scă... Da. Eu am vrut să spun că Sorin încă a făcut demersurile ca să poată să găsească chiar un... Dar nu promitim nimic, ținem de Muzeul de Istorie, am făcut demersuri. Poate prindem o copie, clar că originalul nu o să îl vedem niciodată, dar măcar o copie a actului să-l avem, să-l expunem, să-l popularizăm. Deocamdată n-am primit niciun răspuns, nu fac niciun fel de afirmații, decât că am solicitat și ne izbatim să facem rost, dar dacă o să avem și un rezultat, asta nu mai ține de noi. Din arhivele statului, vă spun, nevastă mi-am discut, a studiat actul ăsta, în arhivele statului la Bacău există acest document. Eu cred că e la Muzeul Național de Istorie, filiala Iași. Dar nu vă contrazic, doamne ferește. Adică nu cred că aici căutat la arhivele statului. Luciana Pașcu de la Prefectura Bacău, dânsa este la Cabinetul Cultural, mă rog, nu știu, de ține, dar... O să vă convinc. Luciana Pașcu a spus? Da, da. Delegația care a avut-o nevastă la arhivele statului, delegație făcută de domnul primar Dobrovăț, o studiat și actele astea și sunt acte care vă amintesc că propunerea au fost făcute de nevastă mea. Sărbătorim cei 600 de ani. A fost găsit în arhivele statului și există în arhivele statului documentul. Am anunțit. 1400. Mai sunt completări sau... Da, și încă o completare, dacă doamna Pașcu i-a dat și niște sugestii și niște indicații cum să procedeze la întocmirea conform legii 350, cum poate să facă un proiect ca să primim niște bani și anumează din punct de vedere cultural diferite obiective în comun. Deci tot dânsa este cea care răspunde. Asta s-a studiat în momentul când, înainte de întocmirea asta monografiei comune. Atunci au fost, acum nu mai are, s-a eliminat delegația care a avut-o. Ai expirat. Supunem la vot. Punctul 9, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Cineva? Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea planului urbanistic zonal, inițiator primar al Budianului. Este vorba despre un plan urbanistic zonal pentru construirea unui ansamblu de locuințe cu regim din înălțimii P plus M, undeva în zona vis-a-vis de stadion. Pe partea podurilor. Hotărârea americană. Este un teren intravilan de 1993 de metri și 7172 de metri sunt în extravilan. Rolul hotărârii de astăzi și a dezbaterii este scoaterea din circuitul agricol al terenului aflat în extravilan, pentru a putea fi trecut la curs construcții și ca cel care a solicitat PUZ-ul să poată merge mai departe cu proiectarea și cu tot ce înseamnă documentații ca să treacă și la fapt. Vă să aibă grijă la conducta de apă și la fibra optică. Trebuie să aveți, le trebuie cerute și de la... Știu, am glumit. Americanul chiar.
Are și vis-a-vis? Cred că o fi luat. Că vrea să facă un complex? Da, de șapte... Nu e rău, eu sunt total de acord, fiind cât mai mult. Cum sunt? Ca fi urbanistic, e clar. Deci, de ce? De partea voastră. Da, 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 da. Deci vă descrie planul urbanistic. Așa sunt și impozitele, diferă față de rural. Păi avem și planul urbanistic general, cu care i-a comunitatea, nu s-a văzut ce oraș. Dar deci nu doresc din oraș, sincer. Urbanism nu înseamnă că e urban oraș. Da, da. Exact. Dar urbanism comun. Urbanism înseamnă altceva. Taxele aici. Adică cum tax menține? Adică el face la noi și îl plătești la Moinești? Cum se poate așa? Dăm bataie. Cum ți s-a mai văzut așa ceva? Văd că vă sunteți mirat. Dumneavoastră știți foarte mult. De ce nu e? Șeful de post de la... Fosta poliție în Moinești, da. El are casă pe teritoriul comunii. Așa. Este, era acordat și la energie și la apă, casa, la oraș, dar el a vrut să fie aici ca să plătească taxe și impozite la nivel de comun. Așa e și cu America. Dar nu este așa, nu este așa, nu este așa, nu este știți că a venit un președinte de Consiliu, domnul Catane și Treacu și-a lăsat Treacu la Moinești, da. Și-a dorit Treacu. Și noi n-am fost de acord. Da. El a mutat semnul. El era aparținea de Moinești și a mutat semnul. Haideți, vă rog, trecem, supunem la vot. Cine se mulți semne? Comuna Podul. Semne cu urmă, comuna Podul. Haideți, supunem la vot. Cine este pentru punctul 10? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii din excedentul anilor precedenți a sumei de 300.000 lei pentru proiectare Cămin Bucșești, inițiator primar al Budiana. Aș vrea să spun eu câteva cuvinte. Este vorba despre posibilitatea trecerii din excedentul anilor trecut, a sumei de 300.000 de lei. Este partea de proiectare și partea ce ne revine nouă pentru plata lucrărilor, rest de executat, pentru căminul de la Bucșești. Noi am depus dosarul la CNI, undeva în luna martie, parcă am înțeles că există posibilitatea finanțării prin CNI a continuării lucrărilor pentru căminul de la Bucșești. Undeva la vreo 3 miliarde e partea noastră rămasă să o plătim noi, proiectarea plus execuția. Ca să putem continua cu aceste demersuri, ca să putem primi finanțarea, noi trebuie să ne asumăm această sumă din excedentul anilor trecuți, ca și cu o finanțare din partea noastră pentru terminarea lucrărilor la Căminul de la Bucești. Întrebări? Deci suma asta de 3 miliarde de lei vechi, da. Pentru proiectare și în contractul de finanțare o să fie câteva clauze, deci sunt clauzele a companiei prin care racordarea la utilități, amenajarea terenului și proiectarea și taxe de către ISC și ce taxe ne plătim, ne revin nouă. Restul de executat o să revină Compania Națională de Investiții. Vreo 21 de miliarde. Da, încă o precizare, vă rog. Aici, în proiecte din Comuna Podul pe 2019, la punctul 5, văd că scrie aici, finalizarea lucrării Cămin Cultural, în sat Bucșești. Cernu, e vorba de la de Cernu. În sat Bucșești. Dar la ce vă uitați? Sau Cernu la 5. Ridicați un pic. Cernu. Dumneavoastră că vă uitați la stadiul proiectelor pe care le-am făcut eu, așa ca un fel de... La punctul 6 e Cernu. De asta vă uitați? Da. La punctul 6 e Cernu. La punctul 5 m-am referit. Haideți să vă spun eu, aceasta n-ați fost atent când ați venit aici. Aceasta este un stadiu a proiectelor noastre. Vi l-am dat așa ca și idei ca să vedeți cam ce proiecte avem noi acum. Și vorbim exact astăzi, prin ordinea de zi, nu vorbim de ei. Da, prin ordinea de zi, trebuie 300.000, dar aici... Dar nu corespunde, dar nu corespunde. Dar nu corespunde, nu are nicio treabă. El are altceva în față. Aia este o informare. Să uite acolo, eu știu unde se uite, la punctul 5. Finalizare lucrări Cămin Cultural în sat așa. Nu e același punct, deci nu te dușești. Da, aceea v-am dat-o ca și informare, vorba de 20 de miliarde care ne-i dă CNI-ul. Și noi trebuie să punem 3 miliarde cum ar veni cu o finanțare noastră. Dar acolo e o chestie informativă, că am pus 2 miliarde, 3 miliarde, cam cât am avut. Asta am vrut să vă dau la urmă ca să știți dumneavoastră cam ce proiecte avem noi în derulare. Că în funcție de aceste proiecte care vin în 2019 vom desfășura bugetul.
și ne-l vom face în funcție de aceste proiecte pe care le avem și pe care le așa avem. Întrebarea mea a fost așa. 300 de lei a fost numai pentru proiectare, așa cum spuneți. Proiectare plus. Și iar banii ăștia 2000 pentru continuarea lucrării, finalizare. Deci 300 de mii proiectare plus utilități, racordare la utilități, iar 2 milioane 20 de miliarde din partea CNI-ului pentru... Da, pentru restul, da, o să iei. Bine, aici noi am scris așa, încă o dată vă spun, ce este ăsta. N-are nicio treabă cu asta. Asta că n-am înțeles. Eu n-am înțeles-o, mă rog, eu-s mai greu de cap, da. Eu vă spun încă o dată că astea este doar o informare, n-are nicio treabă una cu alta. Am înțeles, da, domnule, măcar. Banii luați din excedent. Mai sunt întrebări? Exact. O parte din excedent trece pentru... A fost puși pentru ridicarea acoperișului și nu s-a mai făcut și se bagă în proiectare. Clar. Măcar acum se face. Bine. Bine ar fi. Dar adevărul este că să știți că a stat dosarul undeva așa jos, sub o talpă și nu a vrut nimeni să-l facă. Din păcate am cam 7-8 drumuri ca să câștigi Comuna Poduri 20 de miliarde. Am cel puțin 7-8 drumuri numai la CNI pentru atât. Dar numai cine nu știe vorbește aiurea. Da. Cele din Bușești vor mai mult să fie finalizat. Da, dispensarul ăla, mai mult dispensarul. Mai să fie, da, o să fie, da, eu nu zic nu, că mi-o doresc, toată lumea își dorește. Dar cu ocazia asta aveți în campanie ce să discutați. Da. Vedeți partea pozitivă. Da. Da. Avem aici, supunem la vot. Vreți să vă spun și provator în campanie? Vreți asta? Supunem la vot. La ce ați promovat dumneavoastră, nu știu ce ați mai promovat. După ședință, vă rog. La dimineață vreau să știu că haideți, vă rog, să spunem la vot. Mai multe sunt în PNR ca în PSD. Cine se vinovat că... Domnilor, vă rog, punem la bugetul. De atâta timp, tot legatele deci este pentru punctul 11, spunem la vot. Spunem la vot. Da. Mulțumesc, abțineri. Împotrivă. Mulțumesc. Mai departe, la diverse. Aș vrea să spun o întrebare, dacă... Vă rog. Și eu vă mai scriu la diverse. Doamna... Mă scuzați, mă secretară. Azi a fost comisia, ședința, comisia de retrocedare. Mi-a fost chemat și eu și am invitat și ceilalți lucruri. Așa, știți, a liștit domnul Vasiloae. A fost comunicat să vină. Pe ce dată l-ați informat că se ține ședința asta? Nu mai dar știu, că nu l-am informat eu. L-a informat Anca. Ea face invitații. Dar probabil dânsa știe. Ce vreau să vă rog? În procesul verbal care îl întocmiți, vă rog să menționați data când a fost convocat pentru ședința de azi. Pentru că azi, știți, n-a lipsit, a pus un motiv. Când nu este, când l-a trimis pe el. El nu vrea să semneze. A trimis un reprezentant din partea oculului. Eu cred că, deci dacă doamna primară poate veni într-o ședință, eu sunt reprezentant. I-am citit în urma sesizării noastre la Prefectura Bacău și ce răspuns mi-a dat Prefectura. I-am citit și nu i-o cunosc, de unde am eu asta. Dar ce mi-a spus juristul din Prefectură, vă rog să mă rețineți doamna, doamna, în scapul numele, o am aici, juristul din Prefectură mi-a spus că delegat... Este jurist de specialitate. Dânsa mi-a spus așa, cine este delegat de la Ocol și are dreptul să semneze anexa 37? Și dacă nu vrea, eu dacă nu vreau să semnez, dar asta e o tergiversare. N-am dispoziții de semnare a unui act din partea doamnei primar, nu pot să semnez. Cu toate că aș putea să semnez, dar dacă n-am dispoziții, nu semnez. Din ce știu eu, acum sper că așa este, din ce știu eu, doamna Vasiloae este la spital la București. Acum dacă, Doamne ferește, într-adevăr este asta, omul și cazul pot trimis pe cineva dacă este plecat la spital la București. Deci, domnul va veni, va informa. Eu vă rog frumos atât, să mergeați data când a fost convocat pentru ședința de astăzi. Eu nu mai spus, dar la spital la București cer scutiri.
Apropo de când mi-a ridicat domnul... Dar de când este plecat la spital, doamna primar? Doamna, nu l-am întrebat, sincer, nu locuiesc cu el. Azi dimineața la ora 8 era... Da? Eu am zis că din ce știu asta știu. Dar nu mai spuneți niște aberații. Dar nu aberații, m-am să duce la spital, nu-i aberații. Dar nu este obligat să vină domnul Grigoraș. Cineva demonstrator m-a întrebat, vine a doua. Da, problema personală o mai discutăm, de asta am făcut ședința, să o discutăm atunci. Personalul s-a dus. N-a spus vreo să să nu discutăm nimic de ședința de partie. Da, legende, se caută legende, că nu avem nimic la vii la spital. E o legendă. Nu, nu, dacă să vină, și care e problema? A trimis reprezentant? Păi tocmai că datează de ani de zile. Dar nu este treaba noastră, noi am făcut invitații, domnul a trimis reprezentant. Haideți, vă rog, să fac un timp limitat, cred că altfel trecem încă două ore cu... La legende, mai sunt de la legende, știți ce mi-a spus domnul Ava Sâmbai ultima dată când am... Dar nu ne interesează pe noi, domnul Grigoraș, și nu spus domnul Ava Sâmbai. O zis că nu se mai discută dosare de retrocedare, nu, pentru că nu se mai fac retrocedări la o folosință. Și noi, ce din avem? Noi, ca și Consiliul. La sesizarea care am făcut-o la primul ministru, mi-a spus clar... Dar poate nu vă spune PSD-ul, ați făcut sesizare la primul ministru și v-a și răspuns, felicitări. Am să trec mai departe, apropo de... Vă rog frumos să mă lăsați să termin când plec din ședință. Dom'le, dacă mai aveți ceva de spus, faceți unde vreți scris, la primul ministru, la primul secretar unde vreți, dar lăsați-ne să ne facem activitatea. Vă rog foarte mult. Vă opriți vreo 3 ori și eu nu mai pot să mai spun nimic. Mai avem și altceva de spus. N-am voie să ce-mi pun de spun. Păi vă-l pun că nu mai terminați. Să discut, păi da, dar discutăm problemele dumneavoastră. Domnul Grigoraș, problema dumneavoastră o vorbim de la ora 10. Și e ora 3 aproape și tot problema dumneavoastră o vorbim. Haideți să vorbim, da, și de a noastră. Păi, noi restul nu avem drept. Da, ei exact, nu mai are nimeni drept. Nu mai are nimeni probleme, nu mai are nimeni drept. Cine are drept să-mi pună mie cu un nu vă-l pune nimeni. V-am spus, vă opriți că am discutat problema. Dar eu m-am scris la cuvânt, corect. Bine. Și tu numai legende. Am legende create din PSD. Păi se vede la nivel național. Da, de vă vedeți că ați fost la prietele și o pot. De ce nu te-a ajutat atunci, domnule? Asta-i, da. Și dumneavoastră chiar sunteți la PSD. De asta tot e scat și astăzi. Domnul Sarpanu, vă rog. Da, e exact. Domnul Sarpanu și-a scris la cuvânt. Haideți să vorbim într-o ordine, personale, dar haideți, chiar dacă suntem adiverții, să ne rezolvăm probleme diverse și sunt comune, nu probleme personale. Exact. Toți avem probleme. Vorbim frumos. Nu vă spune nimeni, e personal. Și eu am probleme, mă dur și cu toate. Dar nu vin aici în seu din Consiliu și nu susțin problemele mele. Nu pentru asta am fost ales. Da, și eu destul, sigur. Nu pentru asta am fost ales. Nu se discută în Consiliul local. Știu, cunosc. Vă rugăm frumos. Articolul din lege. Da, da, haideți să încetăm. O să vă spun următorul lucru. Contrar a spuselor unora de aici că ne-a fost trimis control de către prim-ministru, de către și de asta n-am avut control săptămâna trecută și acest control a fost pe partea de partea agricolă și partea de secretariat. Dar la fiecare prefectura a trimis în mai multe localități și la mai multe comune acest control. În urma acestui control pe partea agricolă și pe partea de secretariat, vreau, pentru că îmi pare rău că nu-i și Anca aici, vreau să le felicit, au ieșit foarte bine, n-au avut absolut niciun fel de problemă. Te felicit, Cristina, pentru că cei care au fost aici au spus că puține comune, cum sunt Comuna Poduri, au fost în legalitate cu documentele și cu actele și cu dosarele. Deci a fost felicitat și la... și mai departe de către doamna prefect și către domnul subprefect cu care am avut întâlniri. Deci n-are nicio treabă cu scrisul la prim-ministru, nici cu scrisul la... pentru că unii au spus că au scris la prim-ministru și foarte bine au scris, să scrie în continuare, pentru că asta e plăcerea unora să o scrie. Noi problema este că ne-am rezolvat foarte bine problemele și îmi pare bine că nu ți-am dat foarte bine atunci și calificativul de către colegi, pentru că chiar a fost unul foarte bun. Am stat un pic așa, nu că am stat cu inima la gât, dar fiind pentru prima dată controlul la Cristina și la Anca, Anca fiind și ea tânără și fiind acum la început, chiar m-am gândit, zic, poate cumva, zic, o să fie, știți cum e, domnul Cură care a venit, are ceva de experiență în spate și știe exact ce să le ceară și cum să le ceară, dar... Încă o dată spun, aveți aici nota de constatare care este de la control, pe care pot să vă pun și dumneavoastră la dispoziție și să vedeți și dumneavoastră care au fost rezultatele colegilor mele
în, la, aceast, la acest control. Te felicit încă o dată. A trebuit, pentru că spune în regulament, ca acest control să fie cunoscut de către dumneavoastră și să vă spun, deci nu ca să combat pe cineva, pur și simplu în lege spune că ceea ce se întâmplă în control să fiți înștiințați și dumneavoastră. Deci dacă vreți îl analizați, el nu este secret, dacă vreți să analizați ce s-a întâmplat și cine a fost în comisia de control și ce s-a întâmplat. Deci eu, din ce știu, toate obiectivele au fost atinse. Încă o dată felicitări și te rog să felicit și pe Anca din partea mea. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Bia. Sunteți obosiți? Da, da. De acum te vreau. Aș dori tare mult, într-un minut, două, maximum trei, să mă acceptați, pentru că se apropie 1 de martie, se apropie 8 de martie, să urăm colegilor, prietenilor și soțiilor noastre, mamelor, un călduros și sincer la mulți ani, la mulți ani frumoși și buni să dea Dumnezeu pentru Consiliul Local și pentru doamna primar. Mulțumesc! Aș ruga tare mult, domnul Sorin, să aveți în vedere. M-am făcut, cât îs eu mic, m-am făcut și mai mic, cu 600 de ani de atestare. Noi vom discuta în ședința viitoare toate aceste proiecte ale dumneavoastră. Sunteți invitatul meu la ședința Comisiei de Învățământ, Sănătate, Cultură și așa mai departe. Dar să aveți în atenție că prin comisia noastră și prin doamna profesoară Grigoraș Elena avem o solicitare să înglobăm și 122 de ani de învățământ, Pădurea Îndreșeț, domnul Vaslic, 122 de ani de învățământ, Pădurea Îndreșeț. Avem ce ne spune, avem cu ce ne prezenta și cu școlile și cu copilașii și cu rezultatele lor, pornind de la tradiție, de la începuturi până în ziua de astăzi. Ar fi extraordinar de bun, parte integrantă a celor 600 de ani de atestare. Pentru că școala de la Prozești este cea mai veche unitate școlară de pe teritoriul comunei Pot. Urmează Brănești, Cernu cu domnul învățător Bibire, dacă vă mai aduți aminte, și așa mai departe. Ar fi un lucru extraordinar. Și avem colegi care pot să expună și să prezinte materiale din acele timpuri. Mă gândesc la un profesor Bibiri de la Cernu și la alții. Avem în la arhivele statului nevastă mea au găsit în anii 1700 un act, în anii 1700 și ceva, în zona Moinești erau trei școli. Era Prohozești, Lucăcești, 1700 și aproape de 1800, 1700. Trei școli în toată zona asta, trei școli, dintre care Prohozești. Da. Noi aveam un calcul este, este act în arhivele la Bacău. Este anul dastrului preotului și primarului de la țară. Deci, am avut ortodoxie și eu așa altul, aveam în, nu știam și că un an jubiliar ca să fi luat la început în calcul, dar sigur. Am participat vinerea trecută la Consiliul de Administrație la Unitatea Școlară. Am fost singurul reprezentant de la Consiliul Local și am rămas impresionat de modul, mă refer la în Consiliul de Administrație și doamna primar și domnul viceprimar, dumneavoastră, eu și dacă îmi scapă cineva, îmi cer iertare. Dumneavoastră v-am socotit ca parte integrantă a cadrelor didactice la unitatea școlară. Eu l-am socotit așa. Și acum eu am în față materialul lung prezentat la Consiliul Profesoral. Eu atât am să vă spicuiesc ceva din rezultatele copilașilor dumneavoastră din semestrul întâi. Și anume, din cei 690, sper că nu greșesc, număr elev rămași 659, elevi rămași
659, au promovat 636, 14 copilași sunt corigenți, 9 sunt cu situația neîncheiată. Vă spun cinstit, e o mândrie pentru Comuna Poduri și pentru dumneavoastră că în unitățile școlare de pe teritoriul comunei sunt cadre didactice extraordinar de bine pregătite. Extraordinar. Și anume, avem aici la profesori 27, citesc numai la categoria aceasta, 22 de titulari, 6 cu definitivul, 3 cu gradul 2, 16 cu gradul 1 și un doctor docent. Profesor doctor docent Rusei Nicolae, pe specialitatea geografiei. La fel și la educatoare, și la profesori din învățământul preșcolar, și la primar. Cinstelor colegilor ce lucrează în unitățile școlare și noi trebuie să ne aplicăm cu mai mare atenție la toate solicitările dumneavoastră. Și am să vă prezint dumneavoastră nu planul de măsuri cu în colaborare poliția locală, consiliul local și unitățile școlare. E un lucru extraordinar care o să-l dezbat în comisia de învățământ sănătate la viitoarea activitate. E un lucru nemaipomenit. Și au pus oameni buni prin colegii din învățământ, apropo de ce spunea domnul Nelly, niște lucruri extraordinare. Nu se mai intră în unitatea școlară decât pe bază de cartelă. De asemenea, de la ora 7 până la ora 8 și un sfert, cel târziu pentru întârziați, muncitorii, femeile de serviciu, profesorii de serviciu din școală îi primesc în unitate. Că altădată, cum spunea și domnul profesor Neliscu, veneau copiii mai devreme, făceau tărăboi prin școală, poate veneau și alții din afară. Unu, că protejăm copiii noștri de tot ce înseamnă infracțiunea aceasta. Intră în școli oameni nepotriviți pentru învățământ și pentru tot ce înseamnă ambianța aia frumoasă de acolo. Aduceți-vă aminte de profesoara aceea de matematică de la nu știu ce liceu, care a fost înjunghiată în incinta școlii, chiar în unitatea școlară. Sau altele, vorbesc de politicos. Nu e cazul școlilor din poduri. Vă spun cu mâna pe inimă. De asemenea, domnul primar Dobrovăț, și la Bucșești și peste tot, și la Cernu, să știți, capitolul droguri nu a intrat. Ce există în alte unități școlare. Credeți-mă că domnul director, prin modestia caracteristică, domnul Neli, poate să mă ajute, n-au cerut în planul de buget pentru 2019. Doamne, ajută-ne ca bugetul să-l avem mai repede. Ne rugăm la domnul președinte Iohannes să-l primească de la Curtea Constituțională, să nu-l mai trimită din nou în Parlament și prin aprilie, pe 1 aprilie, poate de ziua păcălelii, să avem și noi buget. Colegii de la școală au cerut pentru transportul elevilor, cheltuieli pentru evaluarea periodică a copiilor, cheltuieli pentru examinarea medicală, cheltuieli pentru concursuri școlare, niște sume modice. I-am spus, domnul director, sumele acestea de al de 1000 de lei sau știu 2000 de lei, nu, domnul profesor, nu trece mai mult, din atâta poate să ne dea măcar jumătate. Să dea Dumnezeu să avem un buget bun la Comuna Poduri, să avem ce repartiza pentru copilașii și pentru domnul director și cadrele didactice în învățământ. Și acum, ceva legat de gospodăria școlilor. Câteva probleme s-au ridicat. Unu, să aprobăm odată pentru totdeauna domnul Mitrel și domnul Sorin
proiectul acela pentru în curtea școlii sau undeva pentru arhiva unității școlare. Tot ce înseamnă arhivă de la fostul CAP Podu și unități școlare este undeva la clădirea asta micuță din la primăria veche, într-un spațiu care nu face cinste comunei Poduri. Și noi, printr-un proiect câtuși de micuț, în ambianța școlii frumoasă de acolo, secretara a făcut cursuri de arhivistică, se pot angaja oameni care să pună la punct cel un document. Vreau să îndepun dosarul de pensie. Am nevoie de următorul document. Să nu răscolești munți de arhive și de dosare și să nu știi unde să-l găsești, ci te duci precis anul și respectiv ce solicit tu. Solicită, domnul director și domnul profesor Neli, poate să mă ajute, ca să demarăm măcar proiectul pentru viitoarea arhiva școlii, un mic proiect, dacă îi puteți ajuta, și e bine să treceți la domnul director, ca să-și facă din curtea interioară o parcare frumoasă alături de floricele și de tot ce înseamnă un ochi cu urbanismul format cum îl aveți dumneavoastră, pentru că, Doamne ferește, copilașii ies pe pamblica de asfalt, pe DJ 117. Doamne ferește să se întâmple un accident. Începând de la profesorul de serviciu, director, muncitor și așa mai departe, toți pe scară de sus în jos, toți sunt pedepsiți. S-a turnat pamblica de asfalt nouă prin reparațiile pe DJ 117. Uitați-vă și dumneavoastră pe unde trec aleea copiilor, dar acum sunt intersectate de mașini, n-au pe unde trece copiii, trec direct pe asfalt. E, acolo o să vedeți că asfaltul turnat este cu o palmă mai sus, din partea gardului școlii, dând și ce solicită, la o viitoare asfaltare, să pun acolo în 15-20 de metri ca să fie la nivelul asfaltului până la nivelul gardului acolo. Că acolo se depune apă și copiii trec prin apă și vin cu încălțările plini de udeală și de noroi în incinta unității școlare. De asemenea, doresc colegii noștri ceva legat de partea aceasta de, ziceți domnul Nele, de securitate și pază contra incendii. Comisie de care răspunde domnul profesor Nele. Există niște aparatură specială, știu că n-au făcut instalație la grădiniță, că și aici o să vă vorbesc, se va pune tot la fel sistemul ăsta cu cartelă și respectiv camere de luat vedere la grădinița aici. Vroiam să spun că securitatea la incendii, domnul profesor Neli și-a pus acolo una, două exerciții de simulare a unui cutremur, simulare a unui, ziceți domnul Neli, un incendiu, Doamne ferește, sau știu eu, alte lucruri care se vor face. Și nu o să coste o sumă extraordinar de mare acele detectoare de fum, sau cum se numesc ele, domnul Concel, detectoare de fum și la unitatea școlară și aici. Că ai, de exemplu, într-un ciclu de învățământ la Poduri aici, undeva la intervalul 11-12 se adună cei de la 5-8, pleacă cei mititei, vă dați cu seama, Doamne ferește, de ceva cu mașinile de pompieri, cu ieșirile copiilor, totul se va face împreună cu domnul profesor Nele și cu directorul școlii, ordonat, îngrijit, să știe pe unde să duc fiecare clasă cu învățătorul ei, în caz de calamități. Ei, ce să vă spun despre colegii mei din învățământ, aș vorbi mult de tot, dar la final, comisia de învățământ ce o conduc alături de colegii mei acordă calificativul de foarte bine tuturor cadrelor didactice.
Ce mai știți, ce mai știți despre dispensarul Uman Poduri cu firma aceea olandeză sau ce este? Ce mai știți de proiectul de gaze? Că lumea vorbește despre gaze ca și cum s-ar aduce moaștele, nu știu cărui sfânt, în Căminul Cultural Poduri și trebuie să vină neapărat. Mulțumesc. La proiectul viitor. Referitor la proiectul de gaz, dacă nu sunt solicitare către Traian Transgaz pentru a ne putea transmite un studiu de soluție al dânșilor, după care, în funcție de soluțiile pe care dânșii ne le dau, noi am dorit să depunem acest proiect prin Fondul Dezvoltare, al cărui norme încă n-au apărut. Deci se poate da din legea care a apărut prin ordonanța 114 de anul trecut, se poate da un împrumut către unitățile administrative teritoriale, un împrumut pe 20 de ani cu dobândă de 1% pe an. Repet, urmează să apară aceste norme. Să facem un simplu calcul, dacă acum în funcție de posibilitățile noastre, dacă am luat un împrumut de 100 de miliarde pe 20 de ani de zile, asta înseamnă un 5 miliarde pe an, fără dobândă de 1%. Tot în cadrul unei ședințe de Consiliul Local o să venim și o să propunem și dumneavoastră o să aprobați cea mai bună, că în funcție de posibilitățile noastre financiare putem face implementarea unui proiect în Comuna Poduri, nu știu, pentru 100 de gospodării, 200 de gospodării, repet, în funcție de posibilitățile pe care o să le avem la dispoziție prin bugetul local. Domnul administrator, ce bine era dacă vechiul proiect, domnul Dobrogă, să vă vorbească, știam de unde ne racordăm din spatele stadionului, știam că am la tanca aici în capătul Livezii stația de epurare a gazelor și de aici mai urmau alți ani și cu extindere exact cum am pățit cu apa. Cu apa am pornit-o, vă spun cinstit, eu și colegii mei viceprimari, am pornit-o, nu cu mulți oameni, cu puțin. Și uitați-vă acum, în ședința de astăzi de la colegii care au venit de la Bacău, s-a pus problema extinderii rețelei de apă și canalizare. Și introducerea canalizării, da. Sigur, da. Știți, master plan. Dar să știți că au fost mari probleme și pe acest master plan, pentru că inițial n-am avut acea bucată de teren pe care să realizăm investiția cu stația de epurare. De-abia săptămâna trecută am reușit să ducem la capăt documentația pentru rezervorul de apă. Deci acel rezervor este efectuat, dar nu aveam documentația cadastrală la zi. Deci a durat o lună, două luni aproape pentru a aduce acea documentație cadastrală. Deci toate documentele în momentul ăsta s-au depus la POIM, acum așteptăm să le pună cele de finanțare și să dea Dumnezeu să câștige. Eu zic că o să câștige proiectul, dar implementarea efectivă a proiectului mai devreme, de 2-3 ani, eu zic că nu o să înceapă. Pentru că durează. Sunt acele proceduri de licitații care durează un an jumate, doi, sunt contestațiile care unii furnizori sunt contestatari. Că așa sunt. Referitor la proiectul, m-ați întrebat, aș vrea puțin să răspund la întrebări. Referitor la proiectul cu dispensarul. Se lucrează la proiectare, dar din câte am înțeles, costurile pe care ar trebui să le suportăm noi ca și comună se ridică undeva la câteva miliarde, partea noastră. Nu știu dacă va fi rentabil și eficient ca să suportăm noi o asemenea sumă. Nu, societate. Deci partea noastră de proiectare plus lucrări pe care noi ar trebui să le da. Vin și cei din Olanda. Dar partea noastră ajunge undeva la câteva miliarde. Așa mi-au spus cei de la proiectare. Dăm o parte la salubritate. Nu le dăm o parte, vorba de un miliard. Iar referitor la problemele care le-ați ridicat dumneavoastră cu școlile, este foarte bine de adus și e foarte bine pentru că dumneavoastră le aduceți în ședința Consiliului Local. O să avem în vedere, mai ales că sumele presupun că nu sunt foarte mari, eu aș avea în vedere și proiecte, sunt acele proiecte micuțe pe care le finanțează mari investitori din România, MOL sau Petrom, sunt proiecte micuțe de amenajări interioare a clădirii, a parcărilor interiorul școlilor, undeva între 10.000 de euro și 50.000 de euro.
ne-am putea pleia și un asemenea proiect în momentul în care acești mari investitori deschid linii de finanțare. Și o treabă foarte bună pentru că degrevăm bugetul local de astfel de cheltuieli. Repet, nu sunt cheltuieli foarte mari, dar dacă putem primi o finanțare în rambursabile, e cu atât mai bine. Da, mulțumesc. Domnule, la arhiv, acum aud prima dată de această arhivă, sincer să spun. Arhiva s-a complicat tare mult, întrucât a fost adusă la polul arhiva la toate polurile din comună. Și după ce a ajuns în vârtejul aici, aceasta s-a complicat. Iar doar la construcția unui local pentru arhivă acolo, spațiul este atât de mic la școala Codă, în director aveam de vedere și eventual dacă se poate modifica proiectul la grupul sanitar, să-ți facă etaj la clădire de la grupurile sanitare, cu intrare directă din școală, să facă arhiva sus la etaj acolo. Ar fi fost proiectat la început, nu știu dacă structura de la parter permite treaba asta. Asta, în urma unei expertize. Ar fi fost, cred că cea mai simplă, alt terenul nu mai permite în o grădă. N-ai unde la Bușești. Dar proiectul care a fost inițial a fost etaj. Nu știu dacă realizarea. Dacă e posibil treaba asta, într-o vară ar fi... Acolo nu aprobă ISU, că e central aproape. Nu am zis, doar două vorbe am spus. Apropo de discuția care a fost aici, domnul Costel a spus, iar a atins o problemă bună. Noi aici suntem reprezentanți aproximativ la 200 de votanți din comun, cam așa este, cu aproximație, și 500 de locuitori. De regulă, noi când vinim aici, vinim fiecare cu doleanțele a unor persoane din zonele pe care le reprezentăm. Hai să încercăm mai puțin să vinem numai cu probleme personale, pentru că drumuri, biecuri, sunt destul de probleme acolo, să mai vinem cu probleme noastre personale și pe aceea spune tot că n-avem dreptul la opinie. Vă mulțumesc! Mi-am adus aminte, doamna președintă, informez Consiliul Local că s-a dat rețeaua de la Lovin Puiu, de la părinții mei de acolo. Toată ulița Ghimbășoi, toată ulița până la domnul Ienea Florin, fratele domnului consilier Ienea, și respectiv până la neam Iaescu Cumbrănești, s-a schimbat tot ce înseamnă rețeaua electrică, s-au introdus 3 faze plus iluminat public prin cablu, Costel să mă ajut să nu greșesc, tor s-a dat, greșesc? De la răsucit, ca să știți și dumneavoastră. Recepția a fost făcută, m-a luat și pe mine, colegii de la Ion mă cunoșteau, domnul Vihaidis cu noi, și totul este făcut ca la carte. Dar asta a fost la inițiativa oamenilor satului din zona aia, la inițiativa primăriei, că și doamna primar cunoaște această problemă, și respectiv la inițiativa din bani și din rezervele Ionului, că în afară de a mări per kilowatt, știți dumneavoastră, uite că a făcut și o faptă bună. Mulțumesc. În legătură cu domnul Grigoraș, domnul Neli, dumnealui, din câte am înțeles eu, e vorba de 20 de hectare de pădure și în care sunt 6 proprietari. Nu-i numai el singur. Deci pentru asta se zbate, adică se zbate. Nu-i singur, mai sunt 6 proprietari care vor să-și scoată pădurea, e dreptul lui. E adevărat, nu-i singura situație, dar celelalte s-au rezolvat. Când am întrebat pe doamna primar unde sunt dosarele, a zis că sunt la Suceava. Când m-am dus la Suceava, m-am dus personal la Suceava. Și acum zice să nu vorbim pe aia dreptate, adică albul, mai sunt 6 proprietari. De alu albul, de alu... Așa că are dreptate, domnul Neli, susține PSD-ul. Da. Ce am tot am întrebat, ne-am cerut permisiunea. Fiindcă domnul Mitel a vrea să pun o întrebare. Haideți să nu ignorăm pe doamna care ne filmează. Văd că a început și 2019 cu televizarea. S-a încheiat contract pe anul 2019? Nu. Deci s-a depus PSA. Așa. O să fie prevăzut în buget. Deci când o să votăm buget, o să votăm și asta. Eu am chemat-o astăzi, doamna, chiar n-am... Am anul trecut, la fel, a fost prins în buget. Da, deci în momentul în care este... Știți ce s-a spus anul trecut? Că venim din plăcere. Nu, asta a fost acum 2 ani. Da. Asta a fost acum 2 ani când domnii au venit gratis, de plăcere. Așa de plăcere, este. Da. Așa și astăzi tot gratis, să știți. S-a încheiat un contract. Și astăzi eu am invitat-o pe doamna. La ultima
ședință când a participat domnul Ungureanu, a stat aici lângă mine și i-am pus o întrebare la care mi-a răspuns, cinstit. Da, deci... Este un contract cu o sumă... Da, anul trecut așa a fost, contract. De bună dreptate. A fost discutat în buget, domnul Grigoraș. Dar când se expune bugetul... Fonduri din bugetul... Din buget. Și când se expune bugetul, să fiți atenți. Absolut, a fost trecut prin Consiliu. Referitor la extinderea de apă, poate puteți prinde, ca știu că atunci când am discutat de extinderea de apă, a zis că se va mai construi un rezervor lângă cel actual. Eu aș propune, dacă știți că sunt câteva probleme cu Valea Șor și partea unde stă doamna primar, partea unde stă domnul Iscu Gică, care nu ajunge apa și la ei. Da, domnul Gică stă în viață. Problema e că dacă se va face și s-a spus că se va face o stație de pompare undeva aici pe biserică. Eu aș propune, dacă mergeți și vedeți o diferență de nivel de pe dealul bisericii de acolo, dacă noi am urcat cel de-al doilea rezervor mai la deal, să am putea ridica nivelul rezervorului pentru a-l ține ca volumul să poată apăsa să ajungă, să nu mai, adică putem cheltui niște bani o singură dată fără să mai investim într-o altă stație de repompare. Adică să aveți în vedere că vine prin cădere, adică dacă mutăm practic cu 300 de metri mai spre pădure următorul rezervor, că oricum vine pomparea, sau îi ridicăm la ăsta care îl construim nivelul, îl facem cel din mai sus, e posibil. Până acolo cu ce ajungi? Cum? Până să nu fie de la biserică, de la... Nu la biserică, mai la dealul... Dar pentru stația de repompare este terenul care nu mai trebuie aprobarea să dea drumul la stație, de încă o stație de pompare. Soluția tehnică pe proiectul prin voie este dat de firma de consultanță din București. S-a încercat cu construirea unui cel de-al doilea rezervor, nu am găsit teren lângă terenul care e pus, pentru că sunt 10 sau 20 de moștenitori, 10 specați, 5 nu știu pe unde sunt și nu s-a putut achiziționa un teren. Exista riscul să pierdem finanțarea pentru extinderea apei și atunci, în colaborare și în strânsă concordanță cu cei de la București, cu consultantul, pe terenul pe care este actualul rezervor, se va construi cel de-al doilea, dar prin demolarea acestuia. Deci se va demola acesta și se va construi un alt rezervor cu o capacitate mult mai mare. Dar vă rog, haideți să vorbim pe rând. Singurul rezervor se va construi, deci teren, dar nu am interesul să facă. Mai am o problemă și sper să fiți toți în concordanță cu mine. Vreau să faceți o sesizare către Consiliul Județean. Să vină să facă o nouă recepție la drumul care s-a format. Asta din deal de la... Fiindcă prima firmă care a venit a fost de top, din punctul meu de vedere, numai un pic vârf. Ăia au lucrat și drumul de la a făcut o lucrare nemaipomenită, se vede asfaltul. Cei care au venit, domnule, nici când au început, n-au tăiat, n-au făcut joncțiunea dintre cele două asfalturi. Se desprinde asfaltul aici. Problema e că tot o să se desprinde iar de plouă, iar în gheață. Acum, vedeți că tot se duce. Sunt în două sau trei locuri unde au fost probleme pe care le-am și fotografiat și le-am și trimis. Tot atunci să vin acum primăvară să-și facă treaba. Prima chiar a fost de tot. A doua am o scos din sărite. La asfaltul de la început, de la DJ. De la Stoica, în față la Băți. Păi la Costel Starparul deja sunt găuri, adică sunt câteva găuri. La Costel Porojic. Deja am Mă rog, mai are cineva ca să putem să încheiem? Scurt, două probleme. Sunt de acord cu tot ce a spus domnul profesor Bia, vis-a-vis de arhivă, este valoare inestimabilă a actelor acolo, vis-a-vis de parcările, parcarea exterioară, într-adevăr, ea este acolo, se ajunge la un bazin, și vis-a-vis de ce cu directoarele de fund, prevadă, mai ales în cancelare, la secretariat și detectoare de mișcare, pentru că sunt tot felul de care stau și pergați și a ajuns în unul dintre timp cu infractori prin respectiv. Deci sunt și detectoare de mișcare. La a doua problemă, ședința trecută am hotărât și am promis că o să facem și noi o chetă să sprijinim pe
Domnul Ilie, mă rog. Da. S-a mai făcut, a mai făcut cineva ceva? Da. Bine, eu am întrebat de noi consilieri. De noi consilieri. Am dat aici, am dat am promis că facem, timpul a trecut. Nu, din partea consilierilor personale. Atunci ne-am entuziasmat și a răbas problema. Eu vă spun că de la mici la lucru, deci nu avem treabă cu așa, am strâns o sumă cu mușic. Cu toți băieții care din pot, mai la jurătăți din pot. La noi, de la primărie, s-o strâns din partea salariaților. Iar o sumă deci cu dacă promitem să și facem ceva. Da. Mulțumesc. Mai ales doamna primară. Vă rog. Vreau să vă urez o primăvară frumoasă că vine și sper să fie și soare ca să ne putem apuca bronza. De celelalte și bronza, da. Să ne apucăm de drumurile care de fapt au fost începute, dar să înceapă să termine lucrările pe Progozești și celelalte drumuri. Vreau să vă spun că pe data de 8 martie sunt invitate soțiile dumneavoastră și prietenele și nu mai zic. Și noi nu? Sunt invitate ca să petreacă aici o zi frumoasă alături de alte femei și, și alături de consilierii care își doresc să vină și care în fiecare an tot îi vin. Și tot îi pun flori și tot îi pun bani la școli și le mulțumesc pe această cale în numele femeilor din Comuna Poduri. Și sunt convins că și anul ăsta tot la fel va fi. Lui domnul Nistoreanu îi urez să îi trăiască băiatul, că astăzi ziua lui și ne-a adus... M-am mai înregistrat. Da, așa, și... Da, și să fii sănătos, vă trăiască și nepoata, să fii sănătoasă. Da, și să începem o primăvară, așa este. Cu toți copiii. Cu toții, deci, ne întâlnim pe 8, cel puțin pe 9, sigur, ne întâlnim, pentru că e normal să ne întâlnim atunci pe 9 aprilie. O să ne întâlnim probabil spre sfârșitul lunii, sper să ne întâlnim la ședința de buget. Acum sper să se dea drumul la buget ca să putem să facem ceva. Pentru că ne trebuie bani ca să putem continua ce am început. Ce să mai zic? Cu tot bugetul. Hai să o spunem pe aia dreaptul, doamne. Dacă sunt întârziat, noi ne vine Iohannis, trebuia să te matroce, cer eu că așa e. Legal. Da, bine, dar problema este dar că se ceartă, din a face niște ce scandal și ce... Nu, domnule, trebuie să vorbim pe realitate. Sunt întârziați, a venit, dar când a venit... Vă rog, mai are cineva ceva de... Nu te vine nimeni. O luam alocație copilului. Un minut, vă rog, și haideți, sunt care... De ceea ce acum l-au rupăzut de Safarov, domnia legat de arhiva. Care a zis că, mă rog, a ajuns ăsta și s-a construit în curtea veche a primăriei, a fost construit în 91. Era proiectul făcut de mine și asta. Dar a fost acceptat numai pentru arhiva primăriei. Școala avea arhivă, între timp a venit și școala, a venit și CAP-ul. De aia a ajuns sub critica asta. Deci trebuie menționat că acolo, în actele care sunt făcute pentru construcția respectivă, prefectura nu ne-a permis un spațiu mai mare, că a zis că pentru primărie e suficient. Am fost avertizați că nu avem o arhivă, nu știu ce. S-a construit, între timp a venit și CAP, a venit și azi. De-aia au ajuns sub da. Asta. Acum trebuie menționat, dar să facă fiecare școală. E o problemă deosebită, să știți. Arhiva nouă este foarte bine pus la punct. Avem colegă care a fost trimis la curs și este foarte bine. Arhiva veche, aia este o problemă. Da. Cu timpul se va pune și aia, dar ne trebuie spațiu și timp. Trebuie controlată. Să știți că e legea 8. Funcția Podurii era comuna cu cea mai proastă arhivă. Ei, acum nu mai este așa, să știți. Colega mea Iustina este foarte meticuloasă și foarte păros acum. Haideți, sunt colegi care se grăbesc, trebuie ședința încheiată.